legat de îmbrăcăminte și tot legat de aceasta problema cu podoabele, îmbrăcăminte și podoabe. Eu vă recomand să citiți o carte, nu știu dacă o găsiți și pe internet, Îmbrăcăminte și podoabe, scrisă de un teolog american de origine italiană, Samuele Bacioci. Îmbrăcăminte și podoabe. La capitolul acesta, recomand respectarea câtorva principii. 1. Hainele să acopere bine trupul, pentru ca să nu fie vreo ispită, în primul rând pentru bărbați. Recomand în privința aceasta pe Resurse Creștine, este o predică a unui american, Cum vă îmbrăca surorilor, în care aduce în discuție 10 puncte de ispită și de atracție în trupul unei femei, dat fiind îmbrăcămintea pentru bărbați. Eu le-am simplificat în 3. Să nu fie părți neacoperite, să nu fie haine transparente și să nu fie haine care să fie mulate pe trup. Cu cât mai acoperiți, cu atât mai bine. Un al doilea principiu. Îmbrăcămintea să arate diferențele dintre sexe. Pentru că, așa cum v-am explicat, sunt mai multe aspecte, Dumnezeu vrea ca bărbații să fie diferiți de femei, inclusiv la îmbrăcăminte. De aceea scrie că este o urăciune și de aceea insistă în Noul Testament femeile să se îmbrace în chip cuvincios. Ori cuvința asta are de-a face cu diferență. Nu încercați să vă justificați spunând așa e mai comodă, pentru că eu nu știu comoditatea să fie o faptă, o rodă a Duhului Sfânt. Eu știu numai că slujirea e un dar a Duhului Sfânt, nu comoditate. Comoditatea are de-a face cu eu, cu ceea ce este în favoarea mea. Și aici mă adaug ceva, învățați-vă, fetițele, până sunt mai mici să știe ceea ce e îmbrăcăminte feminină. Noi suntem curioși, până fetele micuțe lăsăm să umble ca niște băiețoi, când sunt mai mari și mai cu o seamă la biserică, trebuie să se travestească. Și să apară fete și femei. E tare greu dacă nu implementăm acest mod diferit de a fi în tot timp. Am venit toată la noi la botez, două tinere, familia nu era de la noi, și întreb, voi cum umblați îmbrăcate, masculin sau feminin? Păi frate, doar vedeți că noi umblăm feminin, dar la lucru știți, iarna e mai frig. A, zic, nu e asta o problemă. Că tocmai că e frig, poți să-ți iei și ceva să arăți mai feminin, chiar dacă îți iei și ceva mai gros, ceva pantalon, te descurci. Mai discut ceva cu ele și fiindcă a vrut să le prind, întreb din nou, dar pe acasă cum umblați? Păi tot cu pantalon, zic, tot de frig, așa-i? Nu, păi vedeți la voi principiu problemă, nu frigul, principiu. Pentru că acasă nu te râd colegii, nu-i frig, te poți obișnui să umbli îmbrăcată feminin, cuvincios. De altfel îmi pare o ciudățenie sau un paradox. Și cât credeți că mai putem merge așa? Să umblăm tot timpul îmbrăcați într-un fel și numai la biserică să ne mascăm câteva ore pe săptămână cât e slujba. La capitolul acesta, feriți-vă, cum am spus, și de ceea ce este pe internet, că nu cred că acolo vă vine să vă puneți o poză așa îmbrăcată cu vincios, cu batic, evlavioasă. Feriți-vă, acum iarnă, dar eu vă spun pentru la vară, că omul înțelept iarna își face car, nu? Feriți-vă de locuri din astea cu plajă, cu apă. Îmi spunea unul, dar nu din ăsta duhovnicesc tare, mai firezici, auzi, dacă totuși nu-s de la noi din adunare și nu le cunosc, n-am mare baică-s femei pe acolo, dacă-s de la noi din adunare, când le văd apoi, le știu cum arată și cu haine și fără haine. Dragii mei, am fost nu demult în Suedia și spunea un frate, zice, uite aici lacul ăsta,
ei trecut în istorie ca primul loc unde bărbații și femeile și-au permis să meargă împreună la plajă. Dar nu cum să merge acum, pantalon scurs până la genunchi și cu maieuri. Dar a fost și asta o problemă, că până atunci nu s-a pomenit așa ceva. Dar acum se duce departe. Și atunci toate acestea ne condamnă și apoi ne mirăm de ce probleme, stări conflictuale în familie. La un slujitor vine un bărbat și zice, auzi, soția vrea neapărat să mergem undeva la mare, în concediu, că da, noi avem și noi bani, suntem patron și ea tot muncește și eu n-o scot. Și dar eu nu m-aș duce acolo, că-s bărbat și s-i spitit. Și fratele zice, dar tu ai vorbit asta cu soția ta? Păi m-am gândit că mă umilez dacă îi spun, o să-mi spună, e șlab. Du-te și vorbește cu ea. Dar spune foarte deschis, auzi, dragă, tu ai vrea să mă duc cu tine, dar să mă uit după altele. Ai vrea apoi să rămân cu un album în minte, cu tot ce am văzut acolo. Păi nu, dragă, dar așa e problema. Sigur nu e altfel. Atunci lasă că mergem la munte. Doar se găsește unde să ieși în natură, că nu asta e problema, că n-ai voie să te recreezi, că n-ai voie... E problema să te ferești de păcat, că lumea asta zace în păcat. Iar în ce privește auriturile, tot în cartea aia găsiți documente, chiar pe avion vorbeam cu cineva de verighetă și au zis, da frate, scrie de verighetă în Geresa 24. Și după aia imediat și-a amintit, zice, nu că e verigă, e drept și e depus în nas, așa că poți să poți tu verighetă în nas, dacă vrei justificare după Biblie. Că în Biblie nu scrie de verighetă. Cum? Chiar nu scrie? Păi nu are de unde să scrie, că Biblia s-a încheiat de scris la anul 100 și verighetele au apărut numai la anul 200. Ea de prorocit, nu prorocit nimeni spre ele. Dragii mei, eu știu că unii purtați și alții nu purtați. Eu v-aș recomanda pe cei care vă purtați, pune-vi-ți la punct cu istoria verighetei, căutați ce scrie în Biblie pe tema asta și nu mai căutați scuze la mine sau la altul. Eu nu vă dau. Nu mă fac vinovat pentru voi. Lămuriți-vă singur cu sinceritate. Povestea fratele Victor Șuteu de la Petreș lângă Sebeș că la el a stăruit o soră vreo 3 zile tot dădea să vorbească și numai bolborosea și nu biruia să vorbească în alte limbi, ceva coerent, cursiv. Și Domnul îi face lui de cunoscut să-i spună acelei femei să dea jos verigheta. Dar el zice, Doamne, dar cum să-i spune că eu în adunare nu le-am interzis? Se roagă din nou și iarăși aceeași șoaptă insistentă, spune că până nu-și dă verigheta jos, nu-i se dezleagă limba. A treia oră vine răspunsul. S-a temut. Dar la un îndemn cineva a spus între rugăciuni, dacă cineva ceva îl împiedică și are vreun gând, să dea curs, poate trebuie să mărturisească cineva, poate să ia un angajament, să se lepe de ceva. Urmează altă rugăciune și dintr-o dată pe la jumătatea rugăciunii, sora aia își dă drumul într-o vorbire în alte limbi fluentă. Fratele se uite, băi, s-a dezlegat limba. Când merge la gata să vorbească cu ea, nu mai avea verighetă. Și înainte de a-i zice, el îi spune ea, frate, tot mi-a venit un gând să renunț la verighetă. Și atunci fratele îi spune și ce a avut el, și auzi, Domnul cu ocazia asta a vrut să te cerceteze. Pe unii nu-i poate cerceta de la început, că așa cum spunea Domnul către ocenici, nici nu le pot purta. Și îi mai îngăduie Domnul câte o vreme. Dar să știți că în drumul spre desăvârșire vrea Domnul să vă scuturați și de asta. Că mă adaug aici ceva. Nu vă opriți la verighetă. La noi în țară sunt biserici. Îmi spunea cineva, am mers la o biserică în Timișoara și vede o fată pe primul rând cu cercei, cu lanț. Și cum o vede, cum cânta, zice, de asta cred că pretina asta vine mult la adunare, că știe cântările. Când colerea solista. Pentru că nu doar în România, uitați-vă în America, unde vreți, în istorie, nu se opresc oamenii la verighetă. Când trec la podoabe, trec la toate. Dar știți când trec oamenii la podoabe? Când slăbește pocăința. Și știți când le dau jos, când se pocăiesc. Citiți, Geresa 33, 35, Exod 33. Numai că... Auziți, nu de smeriți ce sunteți le purtați. Și unii spun, frate,
dar eu țin la căsătorie, da, de aia ce cerți? Că ții la căsătorie, taci. Taci că dacă vrei să ții la bărbat, poți dovedi cu altele, nu cu astea. Nu, frate, că se uită alții după mine și dacă-s cu verighetă, nu au treabă. Las-mă, că sunt mai multe divorțuri curvii decât se poartă verighetă cât înainte. Astea sunt toate, exact cum v-am spus la naștere copii, numai niște scuze de-a noastre care nu valorează în fața nimănui. Sunt bune numai pentru a ne înșela. Domnul să aibă milă. Amin.